La lecția de astăzi vom învăța cum se fac listele și tabelele și termenii cheie pe care trebuie să îi însușim bine, să înțelegem și să-i putem aplica noi și explica altora, sunt termenii listă, element al listei, tabel și celulă. Pentru a evidenția paragrafele din text care sunt legate printr-un subiect comun, de obicei se utilizează listele. De exemplu, la sfârșitul fiecărei teme din acest manual, care învățați în clasa 7, este inclusă o listă care conține întrebările și exercițiile la manual. Și, de fapt, același lucru veți găsi în orice manual. La sfârșitul oricărui manual este o listă cu exercițiile sau întrebările la tema respectivă. Deci, lista reprezintă un fragment de text în care începutul fiecărui paragraf este evidențiat cu un semn special sau cu un număr de ordine. Paragrafele respective se numesc elemente ale listei. Deci, haideți prima dată să începem a face o listă. Și pentru aceasta eu am ales capitolul 3 din Evanghelia după Ioan până la versetul 21. Nu, până la versetul 15. Iată așa. Până la versetul 15 și aici se vorbește despre întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Nicodim. Ați auzit despre Nicodim? Presupun că nu și doriți să cunoașteți cine este Nicodim și ce a făcut el. Apropo, eu de fiecare dată mi-aleg să lucrez în acest regim, web layout, pentru că acesta este un regim mai ușor de lucrat. Și iată așa despre Nicodim și îl voi face titlul de grad 1. Și acum, în lista aceasta vreau să scriu tot ce învăț despre Nicodim. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Deci pun aici liniuța și scriu fariseu. Deci omul acesta era fariseu, mai era și fruntaș al iudeilor. Ați văzut pentru că am pus semnul acesta liniuța, am scris cuvântul și când am apăsat tasta Enter, deja a început să se scrie o listă. În mod automat, programul Word a detectat că eu sunt pornit să fac o listă. Tocmai de aceea mi-a pus lista. Apropo, putem să încercăm din nou și dacă aș fi pus numărul 1, să zicem numărul 1, fariseu, fruntaș al iudeilor. Ați văzut când am apăsat tasta Enter, deci revine înapoi. Am scris fariseu, 1, fariseu și acum când apăs tasta Enter, deja programul a detectat că sunt pornit să fac o listă și de aceea mi-a dat numărul 2. Dacă nu aș vrea să fac lista, pur și simplu aș aplica tasta Ctrl-Z, și atunci reîntoarce înapoi până a fi aplicat această formatare pentru listă. Și acum pot scrie, de exemplu, 4 și nu va fi problema. Dacă, să zicem, aș avea nevoie să fac aceasta. Dar nu asta îmi trebuie. Îmi trebuie exact ca să fie listă. De aceea las listă. Fariseu. Mai departe, cine mai era Nicodim? Am zis fruntaș al iudeilor. Iudeii fiind o seminție din cele 12 din poporul Israel. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Ce mai învățăm de la el? A venit la Iisus noaptea, recunoaște în Iisus un învățător venit de la Dumnezeu. Drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să întrea a doua oară în pântecile maicii sale și să se nască? Deci din versetul acesta 4 putem înțelege că el era bătrân, dar mai înțelegem și aceea că nu înțelegea cum se poate naște din nou un om. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu.
Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Nicodim a zis, cum se poate face așa ceva? Mai punem încă un lucru important. Nicodim a întrebat, cum se poate... A întrebat cum se poate naște din nou un om. Și acum Iisus i-a răspuns, tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri. Mai aflăm un lucru important despre el. Era învățătorul lui Israel. Dar nu pricepea cum se poate naște un om din nou. Am mai scris, de fapt, mai sus, nu înțelegea. Am repetat. Adevărat, adevărat îți spune, a zis Iisus, că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucrurile pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a pogorit din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa. Și acum avem deja o listă despre Nicodim. Am putea să lăsăm lista aceasta în ordinea în care o vedem, dar putem să-i schimbăm felul cum va arăta lista. Pentru aceasta selectăm lista și iată aici. Aici avem mai multe opțiuni. Deci iată aici este lista numerotată, dar o putem face lista așa. Și opțiunile noastre nu se opresc aici, pentru că avem aici formatăm, iată aici, format, bullets and numbers. Ia să vedem. Și acum putem aici face o sumedenie de formatări. Iată, de exemplu, am putea formata așa să arate fiecare paragraf să înceapă în felul acesta, sau fiecare element din listă să înceapă cu acest semn. Sau chiar putem noi să facem unul. Putem chiar să punem și o imagine. Dacă avem o imagine, căutăm imaginea pe care o vrem. Iată așa. Aici nu ne arată. Iată, încep să apară imagini. Iată, sau o imagine care noi o vrem, o importăm de undeva. Punem noi o imagine specială care ne-ar plăcea nouă mai mult. Iată așa, aici computerul îmi dă multe imagini. Să zicem că aș vrea să folosesc iată această imagine. Ok. Și atunci aplic imaginea aceasta și vedeți fiecare element din listă începe cu imaginea aceasta. Dar eu vă sfătuiesc să nu vă prea preocupați cu toate aceste elemente, așa, chițibușe care zic eu, ele, unii oameni se preocupă, exagerează prea mult cu ele. Pe lângă aceea că ți iau mult timp, mai fac și textul să arate uneori nu atât de strict și nu atât de serios. De aceea eu totdeauna mă limitez la ceea ce este deja recomandat de program. Deci în cazul nostru aș fi lăsat liniuțele sau să zicem aș fi pus aceste punctișoare. Dar mai avem încă multe alte posibilități. Deci iată aici, din moment ce am deschis dialogul acesta, vrem să vedem. Deci sunt diferite opțiuni. Poate fi numerotat în felul acesta. Vedeți, mai multe opțiuni pentru a numerota. Apoi putem face așa, un fel de plan schematic și mai ales când facem un plan schematic a Bibliei, grozav ne ajută aceste opțiuni. Deci pentru fiecare câmpușor, iată de exemplu, să zicem că am face așa, în felul acesta. De obicei actele legale se fac așa. Iată, să zicem, era fariseu și dacă ar fi ceva care este subordonat la cuvântul fariseu, am pune, ar apărea așa. Aici ar apărea așa. Vedeți? Dar nu ne trebuie toate acestea. Nu ne trebuie toate aceste lucruri. Ne trebuie o listă simplă. Iată în felul acesta. Sau poate chiar și mai simplă. Și mai simplă. Iată așa, cu acele liniuți care le-am pus inițial. Ar mai fi aici încă o ultimă pagină din dialog care ne arată cum am putea să mai facem un stil de listă. Iată așa, diferite stiluri de listă pe care noi le creăm și stilurile acestea le vor fi aici salvate și noi doar vom aplica la listă un stil deja creat de noi.
Cam atât cu privire la liste. Acum, următorul lucru care am zis că o să-l învățăm astăzi este tabelul. Este tabelul și pentru aceasta chiar voi deschide un document nou. Și în tabelul acesta vreau să scriu despre ceea ce ne relatează următoarele versete de la 16 la 21. Aici Domnul Iisus vorbește despre viața veșnică, despre mântuire și despre judecată. Și atunci tocmai asta vreau să fac. Viața veșnică și judecată. Și acum vom învăța cum se face un tabel. Prima dată aplic titlul de grad 1. Control Alt. Țin apăsate tastele Control Alt și când apăs tasta 1 se va transforma în titlul de grad 1. Acum trebuie să-l pun la centru. Vă amintiți care este combinația de taste? Vă amintiți cu siguranță. Control E. Enter. Și acum voi pune un tabel. Cea mai simplă metodă de a insera un tabel este, iată aici, iconița aceasta, vedeți? Și deja pot alege câte coloane îmi trebuiesc. Îmi trebuie, să zicem, pentru început, două coloane. Îmi trebuie două rânduri să aibă coloanele. Două coloane. În una voi scrie despre viața veșnică și în altul despre judecată. Dar îmi trebuie de asemenea să aibă și rânduri. Dar nu contează, chiar dacă îl fac doar așa. Doar așa. Iată, acum voi scrie viața veșnică. Și tot ce voi învăța despre viața veșnică, voi scrie aici. Trec prin aplicarea tastei Tab, trec în următoarea celulă. Și aici voi scrie judecată. Acum voi aplica iarăși următoarea. Încă o dată tasta Tab și în mod automat va crea o celulă, un rând și va trece în celula următoare din stânga, din rândul următor. Deci, iată, acesta este rând și aceasta este coloană. Așa în jos este coloană, așa este rând. Intersecția unei coloane cu un rând, intersecția coloanei cu rândul creează celulă. Iată, aceasta este celulă. O celulă a tabelului. Deci, bine, acum din moment ce am scris despre viața veșnică și despre judecată, putem începe să completăm tabelul. Numai că în tabel am putea să mai facem și o formatare. Dar haideți să nu ne grăbim pentru că vom face o formatare mai târziu. Pentru început, așa, mă gândesc cât privește judecata, aș vrea să fac o delimitare între oamenii care vor fi judecați și cei ce nu vor fi judecați. De aceea merg cu tasta Tab înainte și iată aici, acum, pot să mai creez un tabel. Tabelul să-l modific puțin și pentru aceasta, iată așa, voi pune aici să-mi arate toate opțiunile pentru a face un tabel. Tables and borders, l-am găsit. Iată aici este. Și acum, când voi apăsa pe această iconiță, îmi va apărea așa un creionaș cu ajutorul căruia pot desena în tabel. Și iată, acum fac așa o linie. Gata? Deja am făcut-o. Nu mai trebuie creionașul. Aici voi scrie acum judecata. Deci, vor fi judecați și aici spun nu vor fi judecați. Sau, mai simplu poate, vin la judecată. Nu vin la judecată. La judecata lui Dumnezeu, bineînțeles. Acum, aici sunt două coloane care nu-mi place cum arată ele. De aceea, am putea face o combinare, să combinăm aceste două celule în una. Pentru a le combina, iată așa, split cells. Split înseamnă combină două celule. Le-am combinat. Așa, și gata deja. Nu. Mergem înapoi. Merge cells. Am greșit. Merge cells. Iată așa. Și acum avem aici o singură celulă. Nu-mi place ca să fie, aș vrea să fie la centru textul acesta. Putem face foarte simplu. Iată așa. Vedeți aici? Îmi aleg align top left. Nu. Align center.
Și aici tot așa, aliniez la centru toate lucrurile, control E. Și acum arată altfel tabelul nostru, mult mai frumos. Aș mai vrea să mai fac ceva, un lucru pentru tabel. Când voi pun, când apare săgeata aceasta aici, fac click stânga, se va selecta, de fapt, atașa ea, se va selecta sau țin apăsată tasta control și selectez și restul. Și acum facem control B pentru a face bold. Control, ținem apăsat tasta control și litera B. Acum, ce aș mai vrea încă să mai fac, aș vrea să-i dau un fundal frumos și să fac unul așa suriu, care va face să arate frumos, un fundal suriu. Iată, acum tabelul meu arată mult, mult mai diferit. Deja putem începe a completa tabelul. Parcă nu mă încurcă, dar dacă mă încurcă, îl dau puțin în sus aceste iconițe care le-am adus special pentru că îmi trebuiesc acum. Deci ce învățăm despre viața veșnică? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci viața veșnică are oricine crede în Domnul Iisus. Deci cel ce are viață veșnică, cine are, nu va pieri. Dumnezeu, într-adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Mai învățăm un lucru important, și anume că despre judecată învățăm ceva important, că Domnul Iisus nu a venit ca să judece. De fapt, nu se potrivește aici nicicum, dar un lucru știm important, că Dumnezeu nu l-a trimis pe Domnul Iisus ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită, adică salvată prin El. Oricine crede în Iisus nu este judecat. Deci nu vine la judecată oricine crede în Domnul Iisus. Să vedem mai departe cine spune. Dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul al lui Dumnezeu. Deci, stați, am greșit. Nu vin la judecat oricine crede în Domnul Iisus. Foarte simplu. Acum pot pur și simplu să-l mut aici cu cursorul. Și aici voi scrie, vin la judecată cei ce nu cred în Iisus. Tocmai de aceasta și vor veni. Pentru că nu au crezut în Domnul Iisus Hristos. Următorul lucru este, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Deci vin la judecată cei ce au iubit mai mult întunericul decât lumina. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Deci, ei au urât lumina și nu au vrut să li se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute de Dumnezeu. Deci nu sunt judecați oricine crede în Iisus, adică cei ce au venit la lumină, lumina fiind Iisus Hristos. Iată așa arată textul nostru. Acum aș vrea puțin să-l fac tabelul, iată, vedeți, nu există așa o proporție în tabelul meu și aș vrea să-l fac să aibă proporții. Este foarte simplu. Voi lua linia aceasta de aici, iată așa ea, când apar aceste linii cu două săgeți în părți diferite, atunci trebuie să fac click stânga și să mut puțin încoace. Iată așa. Și aceasta va crea o proporție. Vedeți? Poate încă mai mult mut. Încă mai mult mut. Și un lucru care ar mai trebui să-l corectez acum aici este, vă amintiți, Ctrl-Shift-M, vin la margine, iată așa, Ctrl-Shift-M. Am,
aplicat. Cam atât ar fi pentru tabelul nostru de azi. Un lucru important pentru viitor. Dacă dorim ca să apară titlul acesta pe fiecare pagină, să zicem că facem un tabel lung de câteva pagini, 2, 3, 4, 5 pagini și nu vrem să creăm titlul, să creăm tabel pentru fiecare pagină separat. Pentru aceasta selectăm, iată așa, toate coloanele care sunt în titlu, le selectăm. După aceea facem click dreapta, Table Properties, proprietățile tabelului, Row, și iată aici la row, ceea ce înseamnă rând, punem Repeat as header row at the top of each page. Așa, deci repete ca și titlul sau căciula tabelului, să zicem așa. Primul rând a tabelului, rândul cu titlul al tabelului, pe fiecare pagină. Ok. Și să zicem că acum trecem iar la regimul acela Print Layout. Print Layout. Și vreau să-l mai măresc puțin tabelul. Iată așa. L-am mărit aici. Facem iar să fie proporțional. Proporțional, dar să zicem acum îl mărim tabelul. Iată, iată. Așa. Facem. Chiar așa, mergem jos. Vedeți? Automat. Când am trecut pe altă pagină, deja automat a apărut titlul pe pagina respectivă. Deci tabelul nostru, când va trece de pe o pagină pe alta, va păstra acest prim rând cu condițiile pentru coloane. Cam atât cu privire la tabelul nostru de astăzi. La lecția noastră de astăzi și am învățat despre liste și despre tabele. Ce ai învățat din listele și tabelele, lista și tabelul pe care l-am creat astăzi împreună? Un lucru important este acela că dacă nu vei fi născut din nou, nu poți intra și nu poți vedea împărăția cerurilor. Știi tu ce este nașterea din nou? Ai experimentat aceasta. Dacă nu, caută, dragul meu, neapărat să cunoști ce este nașterea din nou. Mergi la preotul bisericii tale, pune întrebări, citește Biblia, studiază Biblia, depune tot efortul pentru a afla și a înțelege bine ce este nașterea din nou și apoi vino la Domnul Iisus Hristos ca să fii născut din nou. Gândește bine la faptul că Dumnezeu atât de mult te-a iubit că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca tu să crezi în El și să nu vii la judecată, ci ca să scapi de judecată, să nu pieri, ci să aibă viață veșnică. Ia în considerație această ofertă minunată a lui Dumnezeu și acceptă-L pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, ca să nu mergi la pieire, ci să ai viață veșnică. Așa să te ajute Dumnezeu.